Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Începe o săptămână în forță, o săptămână în care, așa cum știți, avem acea eclipsă parțială de lună în semnul peștilor, care este extraordinar de puternică. Dar până atunci, uite, ziua de luni vine cu surprize, vine cu adevăruri care pot ieși la suprafață. Poate să fie și o zi de luni în care ne mai schimbăm așa planurile de viitor, dar uite că tot ziua de luni poate să vină și cu mari surprize chiar legate și de zona internetului. De ce nu de asemenea, tot pentru toată lumea, prima parte a zilei de luni este plină cu surprize, poate să fie și o zi de luni care, așa cum am zis, mai aflăm câte un adevăr, mai avem câte o conștientizare. Însă, în a doua parte a zilei de luni se așterne liniștea, cu toții vom simți nevoia să ne odihnim mai mult, cu toții vom simți nevoia să ne relaxăm, să mai dăm un pas în spate, să medităm, să ne rugăm. Însă, totuși, aș recomanda în ziua de luni o mai mare atenție pe tot ceea ce ține de excese. Suntem în energia turnului, diavolul și îndrăgostiții. Semn că ziua de luni ne poate ajuta să ieșim din anumite tipare toxice, ne poate ajuta să ne învingem o teamă, și tot ziua de luni ne poate ajuta să vedem lucrurile mult mai clar în jurul nostru. Este despre a ne vindeca, de ce nu, o anumită problemă. Ziua de luni predispune spre ieșiri, din colaborări mai puțin plăcute, din colaborări toxice. Este bineînțeles și o zi de luni cu foarte multă pasiune, dar și o zi în care e posibil să ne pierdem așa puțin capul cu tot felul de, de lucruri. Bun, cam atât în mare parte. Vreau să discutăm mai multe pentru fiecare zodie. Așa că te invit să vezi și de la Zodie și de la Ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. și acestea fiind scuse, începem cu berbecul. Uh, pentru berbec ziua de luni, cel puțin în prima parte a zilei, vine cu niște surprize din partea unui prieten, pentru unii berbeci pot fi surprize care țin de muncă, surprize care țin și de viitorul vostru din punct de vedere financiar. Dar în a doua parte a zilei de luni, Berbecul simte nevoia să se relaxeze, să se odihnească, să mai dea așa un pas în spate. Aș recomanda Berbecului în a doua parte a zilei de luni mai multă odihnă, mai multă uh, meditație, de ce nu? Asta ar putea ajuta foarte mult berbecul. Hai să vedem. Încercăm așa un stil nou ca să uh, vedeți și pe la ce zodie sunt, că am văzut că mai sunt mici mari probleme, uh, momentan suntem în probe, vedem cum rămâne în final, dacă vă place varianta asta, lăsați acolo în comentarii ca să știm. Diavolul Marea Preoteasă. Păi berbecul poate afla niște secrete în ziua de luni, poate să fie și un moment în care berbecul simt acolo o atracție nebună față de ceva, față de cineva, dar unii berbeci nu știu, parcă ceva nu vă place, nu vă convine privind o noutate care a apărut sau care apare. Apoi avem cavalerul de cupe. Berbecii pot avea întâlniri în secret în, în ziua de luni, dar tot cavalerul de cupe, bineînțeles, poate să vină și cu o invitație pe care berbecul o adresează cuiva sau cineva ți adresează o invitație. Dar e foarte puternic acest aspect de secret. Apoi avem Luna, o legătură cu zodia pești, dar poate să fie și o zi de luni în care bărbecii sunt mai misterioși. Poate să fie acolo oarecare stare de confuzie privind o persoană foarte dragă sufletului tău, dar tot ziua de luni este despre întâlniri la o vreme de seară, este despre a asculta de ce nu mai multă intuiția. Cumva cu e nevoie să nu se arunce așa cu capul înainte prin tot felul de, de lucruri. Zodia Taur. Uh, pentru Taur, ziua de luni, uite, cel puțin în prima parte a zilei, poate să vină cu mici mari conflicte care apar în relația cu șefii. Uh, Taurii se pot revolta de dimineață sau alți tauri, cine știe, vă treziți cu o poftă nebună de viață, vreți să vă afirmați, vreți să spuneți lucrurilor pe nume și asta zic eu că, că vă ajută. În a doua parte a zilei de luni, taurii sunt înconjurați de foarte mulți oameni. Unii poate aveți o ședință, vă întâlniți cu prietenii, vă faceți planuri de viitor, și de asemenea, taurul cercetează mai mult pe zona de online. Hai să vedem, dragi tauri, și tarotul ce transmite, ce trebuie să știți: 3 de spade, 5 de bâte. Da, este o oarecare agitație aici. Pur și simplu unii tauri vă trezi de dimineață mai energici, mai activi decât de obicei. De asemenea, poate e ceva ce nu vă place, ceva ce nu vă convine privind o concurență pe care o aveți. Sau pentru unii poate să fie vorba și de o oarecare gelozie. Apoi avem pajul de spade este o persoană aici foarte curioasă care ar vrea să știe mai multe lucruri despre tine, dar unii tauri e posibil să încercați să găsiți soluții la această situație agitată. Ultima carte e trei de băte, deci un drum scurt pe care îl faci, dar și o primă victorie pe care o ai uh, unii tauri prin dorința de a cerceta de a analiza de a căuta uh, soluții, aveți ocazia să vă și rezolvați anumite lucruri, iar. Uh, pentru taurii care aveți probleme prin relația de cuplu, uite, ziua de luni e bună să Să vă rezolvați da, acele mici-mari probleme. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi ziua de luni vine cu niște secrete pe care le puteți afla, vine cu tot felul de conștientizări pe care le aveți, și tot pentru gemeni ziua de luni este despre vești surprinzătoare care pot apărea de la drum lung. În a doua parte a zilei de luni, în schimb, gemenii sunt concentrați foarte mult pe cariera lor, foarte mulți gemeni veți fi apreciați în a doua parte a zilei de luni, vă ies lucrurile fix așa cum cum visați voi, dar eu aș merge și pe ideea că gemenii în zilei de luni reușesc să iasă din tot felul de blocaje. Bineînțeles că soluțiile sunt total non conformiste, dar nimic rău în Ok, da, unii gemeni trebuie să fiți puțin atenți și pe sănătate. Asul de cupe, trei de monede, uite o bucurie mică da, care apare pentru tine, poate să fie și o zi de luni în care gemenii experimentează emoții noi la muncă, dar este și un moment aici de liniște, de pace pentru unii gemeni. Ce mai văd e 5 de monede. O problemă de sănătate a cuiva sau 5 de monede poate să însemne și faptul că unii gemeni abandonați ceva, lăsați ceva în urmă. E ceva la care nu vă așteptați, da? poate reușiți să rezolvați o problemă mult mai repede. Iar ultima carte e lumea, da? o bucurie mare. Unii gemeni vă simțiți foarte bine în ziua de luni, vă simțiți în lumea voastră. Lumea poate să însemne și succes, bucurie, lumea poate să însemne și un moment în care aveți o mai mare încredere în voi. Dar unii gemeni puteți să uh, fie să rezolvați ceva legat de un contract, de o relație. Ceva începe să arate mult mai bine pentru gemeni. Eu cred că dați la spate o problemă. În ziua de luni. Se întâmplă ceva și vă simțiți ușurați, liniștiți, relaxați. Zodia RAC. Pentru RAC, ziua de luni, cel puțin în prima parte a zilei, vine cu schimbarea planurilor de viitor, racii pot avea surprize din partea prietenilor, din partea oamenilor dragi, dar tot pentru rac se recomandă în prima parte a zilei de luni o mai mare atenție pe cheltuiel, dar și pe partea asta de cumpărături online. Nu ca aș fi contra, dar poate e bine să acordați o mai mare atenție. În a doua parte a zilei de luni, racii se liniștesc, atenția e pe spiritualitate, pe drumuri lungi, racul începe să vadă imaginea de ansamblu a lucrurilor. De asemenea, tot în a doua parte a zilei, Iracul se liniștește, se relaxează, unii sunt concentrați pe studii, alții pe partea asta de spiritualitate, însă eu aș merge pe ideea că ziua de luni chiar vă, chiar vă priește. Hai să vedem, dragi raci, ce spune și tarotul, ce trebuie voi să știți. A început citirea. Avem justiția și șapte de spade. Bun, oracul aici poate să simtă ca o nedreptate privind o situație anume. De asemenea, poate să fie o zi în care racul e nevoit să dea dovadă de diplomație. Poate să fie vorba și despre o anumită veste care apare și care ține de zona legală. Pentru unii văd și o legătură cu zodia balanță. Apoi avem aici marea preoteasă, deci ești foarte intuitiv în această zi de luni. De asemenea, poate să fie și o zi puțin misterioasă. Racul poate să simte nevoia de izolare în această perioadă, dar ultima carte pentru tine este turnul. Deci racii pot fi foarte surprinși în ziua de luni privind niște adevăruri pe care le află. Pentru unii sunt lucruri aici care țin de acte, care țin de o hotărâre a cuiva și care, nu știu, hotărârea asta e posibil ca inițial să nu îți placă. Da? E ca și cum te pune pe gânduri, e ceva ce te surprinde extraordinar de mult. Pentru unii pot fi chestiuni care țin în general și de o relație. Zodia Leu. Pentru Leu, prima parte a zilei de luni vine cu niște surprize care țin în special de șefi. Deci șeful îți poate face o surpriză. Pentru alți lei pot fi surprize care țin de partener sau surprize care vin cumva de la nivel înalt. Um. În a doua parte a zilei de luni, leul este concentrat pe bani, poate ai ceva de cumpărat, pentru alții lei sunteți foarte mult concentrați în ziua de luni și pe partea asta de pasiune, de a trăi intens, unii poate aveți acolo și mici mari lupte de, de orgolii, dar în general pentru leu ziua de luni este extraordinar de intensă cu tot felul de surprize care mai de care mai neașteptate, așa cum am zis, acestea pot veni din partea unui șef, din partea unei persoane cu autoritate asupra ta sau pur și simplu pot fi surprize care țin de partenerul tău sau de parteneriatele în care te afli. La baza pachetului avem îndrăgostiții și cu regina de spade. Da? O legătură aici cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător. Este o zi în care lei sunt concentrați și pe relațiile lor, dar uite aici se poate clarifica ceva ca prin magie. Unii aveți legătură cu o instituție publică. 8 de spade, uh este și o zi în care leul are tot felul de gânduri. Uh, poți să simți aici ca un fel de blocaj, dar tot 8 de spade poate să însemne și un moment în care uh, leul reușește să găsească o soluție în interiorul său. 7 de monede. Poate să fie un oarecare blocaj legat de bani, dar pentru unii lei parcă vă gândiți aici intens la ceva legat de o bancă, de o cheltuială, o vânzare, poate unii lei cumpărați ceva. Da? Este o veste aici care ține și de bani și de trecutul vostru. Zodia Fecioară. Pentru Fecioară, prima parte a zilei de luni vine cu o surpriză de la drum lung, sau pentru altă Fecioară este vorba despre o surpriză care are legătură în mod special și cu. Viața privată, de asemenea, tot pentru făcioară pot apărea surprize în ziua de luni legate de muncă sau chiar cine știe surprize legate de sănătate în a doua parte a zilei de luni pentru făcioară se deschide o perioadă în care sunteți foarte bine susținuți, sunteți populari, sunteți apreciați, iubiți și tot pentru Fecioară ziua de luni este despre relațiile cu ceilalți. Acolo Fecioara iese în evidență, primește multe mesaje, apeluri telefonice, ești foarte solicitat în ziua de luni pe tot felul de evenimente. Să vedem ce spune și tarotul pentru tine. Ok, avem aici 5 de spade, 10 de spade. E ca o nedreptate aici care apare și care poate avea legătură cu un sfârșit. Unii poate au de o persoană care trece printr-un moment puțin complicat. Este vorba și despre cineva care își urmărește propriul interes și profită de o anumită poziție în care se află. Apoi avem lumea care vine cu o eliberare cu o veste foarte bună, lumea înseamnă succes, înseamnă că reușești să închizi ceva karmic, dar tot lumea poate să vină și cu o veste extraordinar de bună pentru tine ultima carte e regina de băte, o conexiune cu o zodie de foc leu berbec săgetător. Până la urmă fecioara petrece, se simte bine, tot regina de bâte poate să însemne și o legătură cu o persoană foarte energică, glumeață, este o persoană care îți ridică moralul și care îți poate fi alături. Fecioara poate să iasă victorioasă dintr-o situație puțin complicată în ziua de lucru. Zodia Balanță. Pentru Balanță în prima parte a zilei de luni apar tot felul de surprize care țin de iubire, afaceri, bani, poate cheltuieli neașteptate. De asemenea, balanța este în prima parte a zilei de luni foarte pusă și pe partea asta de pasiune. Da? Poate să fie și asta. Balanța de dimineață are energie, vrea să facă de toate, dar uite în a doua parte a zilei de luni, atenția ta este pe muncă, pe sănătate, balanța are multe lucruri de rezolvat, însă vei reuși. Ai niște lucruri importante acolo pe care trebuie să le onorezi cu prezența, care fie țin de stare de sănătate, fie sunt lucruri care țin și de muncă. Dar eu zic că ziua de luni e e bună pentru tine. Ok. Luna, Marele Preot, o legătură cu Zodia Pești, Zodia Taur, Zodia Capricorn, este o neliniște aici. Pentru unii poate să fie și o surpriză aici care ține de un copil. Da, îmi vine să vă transmit. Dar poate să fie și o zi de luni în care balanța are parte de o surpriză, fie din partea unui părinte, fie este o surpriză care ține de un contract sau de partenerul tău. Da? Uf, 5 de monede nebunul, 10 de băte. O atenție sporită, văd aici, a balanței pe sănătate în ziua de luni, dar poate să fie și o zi în care aveți de reparat tot felul de lucruri, aveți de rezolvat tot felul de chestiuni. Poate nu v-ați programat da, acest aspect, dar cu siguranță reușiți și rezolvați. Ultima carte e 3 de cupe. Deci, balanța până la urmă se bucură, are atenția prietenilor, are atenția rudelor, oamenilor din jur, iar 3 de cupe poate să însemne și o atmosferă bună la locul de muncă, dar de asemenea, balanța poate avea parte de o reușită în ziua de luni. Este o reușită de care te bucuri aici împreună cu niște persoane dragi ție. Poate bucuria asta să vină undeva la o vreme de seară sau să aibă legătură și cu o femeie sau cu o situație care este ușor incertă, adică nesigur. Zodia Scorpion. Uh, pentru Scorpion, ziua de luni, uite, în prima parte a zilei, vine cu niște surprize destul de mari. Surprize care vin din partea celorlalți, surprize care pot ține de partenerul tău, de asemenea sunt surprize care uh, țin, dragi Scorpion, și de niște acte sau de niște decizii care poate au legătură și cu partea de familie, de casă. În a doua parte a zilei de luni, Scorpionul se concentrează foarte mult pe iubire, copii, plăcere, pasiune. Uh, poate să fie uh, și o zi de luni mai relaxantă pentru Scorpion, dar cumva în a doua parte a zilei. Sunteți foarte, foarte creativi în, în a doua parte a zilei de luni, așa că ar fi bine să vă folosiți de acea creativitate pe care o, o aveți. Unii sunteți concentrați și pe afaceri. Hai să vedem, dragi scorpion și tarotul ce zice. 5 de cupe, 4 de spade. Bun, te uiți aici, nu știu, spre ceva ce nu-ți place, nu-ți convine. Scorpionii sunt foarte mult puși pe gânduri de o veste care apare. Alții parcă, tu, parcă prea mult vă concentrați aici pe trecut și prea comparați ce se întâmplă în momentul prezent cu ce a fost acum nu știu cât timp. Pajul de spade, uite, spune despre o legătură pe care o ai aici cu o persoană foarte curioasă. De asemenea, scorpionul poate să dorească să știe mult mai multe lucruri despre o persoană, despre o situație, despre Spre ceva anume, dar unii puteți să aveți legătură și cu un copil. Apoi avem șase de băte. Deci mergi, te interesezi de ceva anume și uite, Victoria e la ea acasă. Scorpion nu are parte de o reușită ziua de luni. Vedeți că sunteți foarte norocoși, dar e nevoie să vă ascultați puțin și intuiția aia pe care o aveți. Este un eveniment aici neprevăzut pentru Scorpion, dar și o decizie oficială pe care Cumva este nevoie să o uh, acceptați. Zodia Săgetător. Uh, pentru tine, prima parte a zilei de luni uh, vine cu o surpriză într-un drum scurt. Poate o veste care apare de la muncă, o veste care ține de o rudă, o persoană din apropierea casei. Uh, unii săgetători poate aveți și surprize legate de vecinii voștri, însă, în general, ziua de luni e bună. În a doua parte a zilei, atenția voastră este pe casă, pe trecut, pe familie, săgetătorul își găsește liniștea și tot în a doua parte a zilei de luni, foarte mulți săgetători, o să analizați enorm de mult trecutul. Uh, unii e posibil chiar să aveți niște discuții acolo, poate legate și de o moștenire, poate legate și de niște bani. Dar uh, ideea este că se liniștește cumva în a doua parte a zilei. Bun. Sunteți cu gândul la cineva din trecut. Uite, avem aici 8 de cupe, 9 de spade. E nevoie cumva să lăsați ceva în urmă. Fie este vorba despre un bărbat important din viața voastră, fie este vorba despre o situație în care ați avut succes, ați fost bine susținut, dar uite, acum trebuie să lăsați lucrurile în spate. De asemenea, săgetătorul are o activitate mentală foarte intensă în prima parte a zilei de luni și ce v-aș mai recomanda eu, atenție puțin pe drumuri în prima parte a zilei. Regele de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar unii puteți avea legătură în ziua de luni și cu o persoană cu uniformă sau cu o instituție publică. Cineva aici vine și îți dă niște sfaturi foarte bune, te ajută să te organizezi mai bine, însă unii parcă stă stresați aici de o persoană care e ceva mai dură, mai rece, iar ultima carte este patru de spade. Până la urmă, săgetătorul vrea pauză, vrea puțină odihnă, văd aici un moment de răsfăț da, pe care îl ai. Pentru unii poate avea legătură și cu faptul că sunteți foarte mult puși pe gânduri, poate chiar și de o femeie din viața voastră, însă cărțile vă recomandă să... Nu știu, să mai lăsați puțin ideea asta de control deoparte, pentru că în unele cazuri e posibil ca în ziua de luni să vă fi stabilit voi așa cu punct și virgulă ce faceți în fiecare oră și programul să fie puțin dat peste cap, însă toate sunt cu un rost, dragi săgetători. Zodia Capricorn. Pentru Capricorn, prima parte a zilei de luni vine cu niște surprize care pot ține și de un copil și de niște bani. Poate să fie vorba și despre un moment în care Capricornul și eu nu se simtă foarte bine în propria piele, dar pot fi și niște discuții fie cu persoana iubită, fie cu un copil care pleacă de la bani sau care pleacă de la valori care nu mai sunt comune. Pentru unii pot fi și discuții legate de acte sau de o colaborare în a doua parte a zilei de luni. În schimb, vă mai liniștiți, vă mai relaxați. Capricornul are chef de vorbă, are chef de drumuri. Cu siguranță, în a doua parte a zilei de luni, atenția este pe rudele voastre, pe niște persoane foarte apropiate. Capricornii pot avea discuții de suflet în a doua parte a zilei de luni, dar pentru alții vedeți că intuiția vă crește foarte, foarte mult și cu siguranță unii începe să simțiți destul de puternic acea lună plină care urmează sau acea eclipsă parțială de lună. Cumva capricornii sunt pregătiți ușor, ușor în ziua de luni prin niște vești care apar. Hai să vedem ce zice și tarotul, ce trebuie să știți. Ok. Avem asul de spade, deci o victorie pe care o ai, se clarifică ceva, unii Capricorn poate aveți idei absolut geniale în ziua de luni, dar este clar aici, uite, o hotărâre sau o vestă bună de la un șef sau de la un părinte, de la o persoană importantă. Apoi avem eremitul, o legătură cu zodia fecioară. Unii sunteți aici în căutarea unor dovezi, în căutarea unor lucruri, dar tot pentru Capricorn poate să fie și o zi de luni în care vă vine o idee genială, care știu eu vă determină să mergeți să căutați mai în profunzime. Unii aveți legătura aici fie cu zona medicală, fie cu o persoană foarte înțeleaptă. 6 de spade, ceva se deblochează pentru Capricorn în această zi, de asemenea un drum important pe care îl ai de făcut sau cineva care face un drum către tine. Ultima carte e 10 de bâte, poate să fie și o zi ușor aglomerată, dar pentru unii capricorni poate să fie bineînțeles și o zi în care aveți de cărat ceva sau aveți de, sau cumva vi se cere ajutorul într-o situație. Capricornul trebuie să mai ia niște hotărâri privind anumite responsabilități care țin și de viața privată. Posibil chiar acolo să fie o zi puțin mai aglomerat. Zodia vărsător. Pentru vărsător, prima parte a zilei de luni, Vă găsește foarte energici, dorni să vă revoltați, dorni să lucrați, dorni să faceți tot felul de lucruri. Poate unii vărsători și eu întâmpinați mici mari dificultăți, fie n a vă concentra, fie pentru unii a poate are legătură și cu sănătate. În a doua parte a zilei de luni, vărsătorul este concentrat și pe bani și pe valorile sale, poate și pe partea de alimentație, unii în ziua de luni primiți cuvinte de laudă de apreciere, primiți bani, dați bani la rândul vostru și cu siguranță reușiți să vă rezolvați tot felul de chestiuni care mai de care mai interesante. Probabil unii vărsători în a doua parte a zilei de luni începe să vă concentrați mai mult pe iubirea față de sine, că asta chiar ar chiar ar conta foarte, foarte mult pentru unii dintre voi. A ieșit prima carte pentru tine. 6 de cupe, asul de spade temperanța, o veste bună legată de un copil. Unii vărsători reușit să luați o hotărâre privind o situație veche. De asemenea, foarte mulți vărsători începe să vedeți lucrurile mai clar în această zi privind trecutul, privind un copil, un suflet pereche sau o persoană dragă vouă. Apoi avem aici îndrăgostiții o legătură cu zodia gemeni, Îndrăgostiții poate să vină și cu multă pasiune pentru vărsători, dar și cu un moment în care ai de luat așa niște decizii între minte și inimă. Mulți vărsători să știți că sunteți foarte raționali în ziua de luni și e posibil să luați niște decizii care să fie cumva surprinzătoare pentru oamenii din jurul vostru. Ultima carte, șapte de bâte, deci ești foarte curajos în această zi, vrei să demonstrezi cuiva un anumit lucru, de asemenea vărsătorul ia atitudine în relația de cuplu sau în general în relațiile cu oamenii din jur. Cineva este dispus aici să lupte, cineva este dispus să înfrunte poate o anumită problemă. Unii e posibil să fiți solicitați de către cineva apropiat vouă cu un sfat sau cu un ajutor. Zodia pești. Uh, pentru pești, ziua de luni uh, e cu surpriză, bineînțeles, Prima parte a zilei vine cu o conștientizare destul de profundă. Peștii ar trebui de asemenea să acorde o mai mare atenție drumurilor luni dimineață, dar și eventualelor discuții în contradictoriu care apar. Peștii în ziua de luni pot avea curajul să zică lucrurilor pe nume, sau pot avea curajul să spună, uite, asta nu-mi place, asta mă deranjează. Pentru alții este și despre niște surprize pe care le aveți acolo și care țin de un adevăr sau țin de o scenă așa destul de ciudată pe care o vedeți într-un drum scurt. În a doua parte a zilei de luni, în schimb, vă recăpătați energia, vă crește intuiția, atenția este pe voi. Peștii de asemenea pot fi în centrul atenției în ziua de luni, dar poate să fie și o zi în care aveți foarte multă creativitate. Hai să vedem, dragi pești, ce spune și tarotul pentru voi. 10 de bâte cavalerul de spade. Peștii pot avea și evenimente neprevăzute în prima parte a zilei de luni, dar aș recomanda peștilor să mai lase în spate, eu știu eu, anumite responsabilități. Vedeți că luni dimineața e posibil să vă simțiți ceva mai obosiți sau să simțiți nevoia să dormiți mai mult. Din acest motiv vi se, se cere să nu vă grăbiți. Alți pești pur și simplu ați obosit să duceți ceva în spate, și luni cu siguranță o să vă exprimați foarte clar în legătură cu acest aspect. E posibil, da, să fiți percepuți așa mai duri, dar până la urmă trebuie să spuneți și voi, dacă vă deranjează că asta este. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, peștii de asemenea se pot gândi și la dragoste în această zi, dar peștii de asemenea pot avea de luat și decizii foarte importante. Na, te revezi cu o persoană dragăție sau unii pești, uite acum aveți curajul să spuneți cuiva un anumit lucru, să adresați o invitație și bineînțeles că răspunsul poate să surprindă. Pajul de monede, ultima carte, unii pești studiați ceva din punct de vedere practic sau le predați ceva celorlalți, dar pentru unii văd aici și o legătură cu o persoană mai tânără. Poate să fie vorba despre un adolescent sau despre o persoană care se află la începutul carierei sale. E ceva ce vi se pare aici interesant, dar până la urmă, pentru pești, totuși, văd o bucurie mare sau. O realizare, ceva care îți umple sufletul cu bucurie, și care poate avea legătură cu un examen sau cu niște persoane mai tinere. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru luni. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet că sunt de folos informațiile și vă aștept cu drag și la previziunile pentru această săptămână. De asemenea, vă aștept cu drag și la previziunile pentru septembrie, când mai avem evenimente. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi de luni cât mai frumoasă și de o săptămână cu surprize cât mai plăcute.